Vă salut, mă bucur foarte mult să ne revedem. Aș vrea să comentez cu dumneavoastră situația politică de la Mioveni. Este o adevărată șaradă acolo și sunt pus în dificultate să îi găsesc soluția, dar câteva repere voi încerca să vă ofer în această înregistrare. S-a creat o ecuație cu foarte multe necunoscute, pornind chiar de la reținerea primarului Ion Georgescu. A dat bani înapoi unui prieten, 10.000 de euro. Procurorii și prietenul au spus că banii erau mită pentru angajarea unui medic. Primarul a spus că erau bani de împrumut. Oricum, erau bani dați înapoi. Deci primul lucru pe care l-am reținut eu, l-a reținut memoria mea și mai mult decât memoria mea, gândirea mea morală, nu juridică, încă o dată, gândirea mea morală, este că a fost vorba despre bani dați înapoi. Când dai bani înapoi, înseamnă că nu vrei să comiți fapta, dacă e vorba să fie vorba despre trafic de influență, numită trafic de influență, nu vrei să comiți fapta pentru care ai luat banii sau nu poți. Am mai făcut această analiză, o repet, primarul nu doar că putea să facă să exercite acest trafic de influență, ba chiar avea nevoie de medici, așa încât pe o logică elementară, nu juridică, ci elementară, eu nu înțeleg unde este traficul de influență. Oricum, fapta, traficul de influență în sine nu a fost comis. Am consultat juriști, mi-au spus că în momentul în care au fost luați banii, deja a fost comisă fapta, dar bănuiala mea că și aici sunt posibile mai multe interpretări. În fine, primarul a fost suspendat. Primarul Ion Georgescu a fost suspendat din funcție de prefectul Perianu pentru că s-a aflat în arest preventiv, după aia în arest la domiciliu și acum este în control judiciar. Era normal să fie suspendat din funcție. Ar putea candida, nu am mai întrebat juriști, am găsit un caz și vi-l spun imediat, este vorba despre un caz, nu știu unde Dumnezeu s-a întâmplat, că s-a întâmplat în sfârșit. S-a întâmplat, vă spun acum, primarul din Urziceni. Deci am avut în 2016 un primar PNL din Urziceni cercetat sub control judiciar care a candidat din nou, deși avea interdicție să-și exercite mandatul, exact ca domnul Ion Georgescu. Numai că, sigur, dacă ar candida și ar câștiga, ar fi imediat suspendat. Fără îndoială, așa stau lucrurile. Bun. La un moment dat, domnul Georgescu a ieșit cu un video pe Facebook și a zis că n-a primit cât a dat, în sfârșit a veștejit, cum să folosesc așa un termen mai specios, PSD-ul, că de ce l-a dat afară în 30 de minute. Într-adevăr, PSD-ul l-a dat afară în 30 de minute. Eu, ca ziarist, mă pot revolta că PSD-ul l-a dat pe Ion Georgescu afară în 30 de minute. Dumnealui, ca om politic, fost secretar general al PSD Argeș, vicepreședinte, în sfârșit, nu se poate revolta, nu are dreptul să se revolte, pentru că trebuie să înțeleagă că au fost la mijloc nu rațiuni personale, ci rațiuni electorale. Dar domnul
Ion Georgescu a zis că e supărat și a promis că va reveni, că a lăsat de înțeles că se vor întâmpla niște lucruri și că e mâna lui în povestea asta. Și lucrurile au început să se întâmple. Să se întâmple în sensul în care domnul Călinescu de la Centrul Cultural Mioveni a trecut de la PSD la PNL. Cred că era și membru, uite, n-am verificat, cred că era membru PSD, nu? Și a trecut la PNL și acum este candidatul Alinei Gorghiu, ca să zic așa, că Alina Gorghiu e egal PNL în Argeș, la primăria Mioveni. Fac o paranteză că am uitat să spun despre intervenția domnului Georgescu în politica din Mioveni, despre acea înregistrare pe care a făcut-o dânsul. A scris ziarista Lili Costache la instituțiile statului foarte dur. Adică a zis așa, zici dumneata, domne, că n-ai primit de la partid cât ai dat, dar să știi că ai primit foarte mult, că ai făcut avere, că ai trăit pe picior mare, că și fetele ți le-ai văzut căpătuite și mai departe. Deci, un articol foarte, foarte dur, foarte plăcut ca atitudine jurnalistică, dar în același timp pentru gustul meu foarte dur. Bun, revin la problemă. Deci domnul acesta Călinescu și, mă iertați, Alin, cred că îl cheamă, Alin Călinescu, a trecut de la Centrul Cultural la PNL și liberalii laudă că este tânără speranță și că a organizat un festival. Că de-aia e foarte bun că a organizat un festival muzical la Mioveni, la care au venit mii de persoane și mai departe. Eu vreau să vă spun că dacă mă puneți pe mine fără alegeri, așa mă luați pur și simplu de guler și mă puneți în scaunul primarului de la Mioveni, nu m-aș descurca. Dar să fac un festival m-aș descurca. Haideți să fim serioși. Montezi o scenă, iei legătura cu un impresar, îi spui ce vrei, îți aduce cântăreții, plătești sau ce ai cântăreți, dacă despre cântăreții, plătești și cu asta ai încheiat cu organizarea festivalului, facem câte festivaluri vreți până. Deci nu, eu nu spun că domnul acesta Alin Călinescu nu ar fi bun. Spun însă că chestiunea asta că a făcut un festival nu îl recomandă suficient. El e recomandat. Deci gândirea liberalilor în momentul în care l-au luat a fost așa. Alin Călinescu a fost, parcă așa am auzit, generele primarului Ion Georgescu. Omul de încredere. Dacă îl punem pe Alin Călinescu, ne va sprijini Ion Georgescu. Adică Ion Georgescu va da semnale unei rețele în punctele nodale să îl sprijine pe Alin Călinescu zicând el este omul care va continua mie proiectele. Proiecte de alminteri minunate. Uite, chiar astăzi a apărut în ziarul Adevărul. În ziarul Adevărul a apărut o chestie foarte interesantă despre oraș din România care se ocupă cu exemplu la nivel național, transformă lămurul din stația de epurare în compost. Tehnica este înregistrată la OSIM. Articolul este chiar de astăzi și l-a share-uit și domnul primar Ion Georgescu. Bun. Deci asta s-au gândit liberalii. Încă o dată, până nu îl pui pe un om la treabă, nu știi dacă este bun sau rău. Da, de unde începe șarada? Începe în felul următor. Deci, fiți atenți. Ion Georgescu îl susține pe Alin Călinescu.
în cadrul unei festivități, Alin Călinescu este uns candidat la primărie. A venit și un tip care este primar pe la sectorul 6 din București, îmi scapă numele, și tipul, fiind chemat de liberali la lansarea candidatului Călinescu, neștiind cu ce să mănâncă chestia asta, a început să-l critique pe Ion Georgescu, adică a început să-l critique fosta administrație. Deci, și a zis că nu se vede, că sunt atâția bani luați de la, primiți de la Dacia, nu se vede în dezvoltarea orașului și că spitalul ăla nu e cine știe ce. Deci, Ion Georgescu sprijină PNL-ul, un tip de la PNL vine și îl critică pe Ion Georgescu. Alin Călinescu, în curtea PNL-ului, la festivitate, îl laudă pe Ion Georgescu. Ion Georgescu este, în prezența ministrului Justiției, Ion Georgescu este suspendat, este suspendat și sub control judiciar. Deci, ministrul Justiției din România, Alina Goriu, ministru, ca să mă exprim așa, că e la mod acum, ministra l-a pus pe Alin Călinescu să candideze, Alin Călinescu a luat cuvântul și l-a lăudat pe penalul Georgescu. Bun. Acum, Alina Gorghiu, în urmă cu foarte mulți ani, cu vreo 8 ani, a gafat la Vâlcea și a stricat politica acolo. Și pentru amatorii, cei care chibițează politică, pot să reamintesc despre ce e vorba. Trebuia în Vâlcea să candideze la primărie, cred că în 2016 sau în 2012, în 2016, când a fost doamna Gorghiu vicepreședinte, nu mai verific, la PNL. Și, nu, președinte și copreședinte împreună cu Blaga de la PNL. Deci, poate greșesc anul, nu contează în raționament. Trebuia să candideze Mircea Gutău. Mircea Gutău tocmai ieșise din pușcărie, din partea PNL, da? Doamna Gorghiu a zis că nu discută cu penali și, bineînțeles, a candidat Gutău și a câștigat alegerile. Situație care i-a distrus pe liberali care nu și-au revenit la Vâlcea nici până în zilele noastre, le pleacă primarii, hemoragie, au plecat vreo 15, mai pleacă 10. Vă închipui, jumătate din primarii liberali trec la PSD în județul Vâlcea. Probabil că doamna Gorghiu a zis, bă, am fost fraieră atunci, hai acum să nu mai am atâtea scrupule și să fiu de acord ca să-l pun pe Călinescu, care să-l laude pe penalul Georgescu. Bun. Ce se va întâmpla în continuare? Ce fel de discurs ar putea să aibă domnul Călinescu? El nu poate să critique fosta administrație PSD. Dar cum să critici PSD-ul fără să-i critici fosta administrație? Este absolut imposibil. Pentru că o administrație într-un oraș, de fapt în orice UAT, cum se zice, da, unitatea administrativă teritorială, este formată dintr-o echipă. Adică primarul, viceprimarii și partidul său. În cazul ăsta, președintele Consiliului Județean. Ion Mânzână, de la PSD, care a făcut echipă cu domnul Ion Georgescu. Cum să vii să spui că Ion Georgescu a fost bun și PSD-ul, adică echipa, e rea? Sau te referi la PSD-ul de la București? Ce legătură are? Suntem la Mioveni, da? În Argeș, la Mioveni. Nu merge. Deci nu știu ce fel de campanie o să-și facă domnul Alin Călinescu. Pe de o parte, că n-a demonstrat nimic, că are 36 de ani, o să vorbească de festivalul ăla și cu asta basta. Pe de altă parte, n-o să poate decât să laude PNL-ul, că e PNL-ul, e nu știu cum și nu știu ce, pe doamna Gorghiu, dar fără să poată să critique
să-l critique pe adversar. O să vorbim imediat despre adversar. Fără să poată, n-are cum. Eu nu știu ce mesaj va da. Bun. Din presă, ce am remarcat? Am remarcat că un ziarist care a lucrat și cu mine, Mihai Paul Codunas, un foarte bun ziarist, foarte bun ziarist, l-am avut în echipă la Curierul Zilei, îl face de comandă, cum se zice, am pus ghilimele, pe Alin Călinescu, care zice că a trecut fără rușine peste noapte într-o parte în alta și șicherului politic, că e oportunist, că a ținut să-i mulțumească public tăticului Ion Georgescu și îl critică și pe Ion Georgescu, zicând că, citez acum, Georgescu abia a ieșit din arestul la domiciliu, va fi jubilat să-l audă cum îi se gudură pe lângă izmene în fața unei săli cu peneliști extaziați că au racolat discaivat ciurucuri politice de la pesediști și mai ales în fața ministrului justiției Alina Gorghiu, o altă ipocrită fără limite. Sunt convins că în acest moment este mândru de mine, a spus proaspătul candidat cu referire la Ion Georgescu, primarul priponit de procurorii anticorupție, moment în care peneliștii din sală l-au aplaudat. Avem aici o altă mare problemă. Prin gestul lor, bezmetici de la PNL Argeș au cauționat un om judecat pentru o infracțiune de corupție. Iarăși vă spun, tonul este dur, dar pe fond... Așa stau lucrurile, cum zice domnul Codunas. Ce face PSD? În primul rând, eu am remarcat un lucru care mie mi-a plăcut foarte mult, și anume că PSD în povestea asta nu s-a grăbit. Adică n-a venit să zică, domne, avem noi un candidat. Eu știu și dânsii cam spre ce se orientează, dar nu au scos o vorbă, au lăsat lucrurile să evolueze. Peneliștii au făcut mare bal, mare sărbătoare. PSD-iștii, Ion Mânzână, i-a lăsat în pace pe peneliști să se desfășoare, să spună, am văzut și o luzincă pe Facebook, cum că după ce l-au lansat pe Alin Călinescu, lucrurile în Mioveni nu vor mai fi niciodată cum au fost, adică cum? Cum au fost? Că să vedeți, deci Ion Georgescu a dat drumul la cutia Pandorei acum. Deci vor spune, uite, aici suntem. Vor ajunge să-l înjure. Liberalii, pe care el îi susține din umbră, vor ajunge să-l înjure, odată pentru că nu știu scenariul, că n-are cum să se ducă Alin Călinescu la fiecare să le spună, băi, aveți grijă, puteți să ziceți de PSD, dar să nu ziceți de Georgescu. Păi Georgescu a fost PSD. Mă întorc puțin și să vedeți că are sens. Domnul Ion Georgescu s-a supărat că a fost dat afară. Ok. Să știți că atunci când a fost dat afară, cumva Ion Mânzână, care nu era în țară, era pe undeva prin, nu mai știu pe unde, prin Georgia, sau, nici nu știu să nu greșesc, cumva a arătat că nu e bucuros și că ține cu Georgescu. Deci președintele Consiliului Județean n-a zis, da, domne, să-l dăm afară, bine a făcut Marcel Ciolacu că într-o jumătate de oră l-au dat afară, că au convocat aici la Argeș biroul politic județean sau cum s-o numi și l-au exmatriculat pe Ion Georgescu. Mânzână a fost foarte rezervat, iar când Ciolacu a vrut să desfințeze întreaga organizație PSD de la Mioveni, Mânzână a zis nu, chiar a zis nu, deci a dat dovadă de prietenie și patriotism local, să spun așa. Foarte important să știți, foarte importantă chestiunea asta. E bine, eu Mânzână nici acum nu s-a, cum spuneam, nu s-a grăbit, nu s-a repezit să zic că punem noi pe nu știu cine. Ba, a zis într-una, dacă domnul Georgescu poate candida, o să vedem, o să discutăm și mai departe. Era exclus să candideze Ion Georgescu din partea PSD. Cred că era exclus și să susțină PSD, pentru că s-a tot spus
pe timpul lui Dragnea și până în zilele noastre că PSD-ul îi susține pe corupți și că atare cine s-a aplicat cu ciorbă, suflă și în iaurt. De fapt, ăsta a fost sensul pentru care a fost dat afară Ion Georgescu. Deci nu s-a repezit, nu s-a înghesuit PSD Argeș să pună un candidat. Candidatului pe care îl va pune, să știți că îi va fi foarte ușor să evolueze. Deci acum, după ce se liniștesc un pic apele, că sunt neliniștite, după ce le trece beția, după ce aburii aceștia ai beției de la lansarea lui Alin Călinescu se vor risipi, o să vedeți că se așează lucrurile și candidatul PSD, indiferent care ar fi el, va putea spune că îl felicită pe Ion Georgescu. Și că îi pare rău că Ion Georgescu nu poate candida și că el o să ducă proiectele echipei PSD mai departe. Echipă care l-a avut în frunte pe Ion Georgescu. Alin Călinescu, în condițiile astea, nu va putea să spună, să-l laude și el pe Ion Georgescu. O să-l laude PSD-istul pe Ion Georgescu. Dacă îl laudă și Călinescu, este o cacofonie îngrozitoare. Deci pe undeva se despart apele și candidatul PSD îl va împinge cu umărul un pic în afara careului, ca să zic așa, pe acest tânăr Călinescu. Va fi interesant să vedem ce discursuri vor avea. Va fi interesant de asemenea să vedem cum reacționează alegătorii din Mioveni. Este foarte posibil ca alegătorii din Mioveni să fie foarte scrupuloși moral și să își dea seama că liberalii au făcut o șmecherie, o mânărie. Că Georgescu, supărat și dorind să fie în grațiile ministrului justiției Alina Gorghiu, că știți că atunci când ești înnecat, te-a agăț și de un pai și s-a gândit că probabil, auzind magistrații care îl vor judeca că este pe bune cu Alina Gorghiu, vor fi mai indulgenți sau cine știe, poate îl vor... vor considera că faptul nu există sau îi vor da o condamnare cu suspendare. Ion Georgescu a trecut la PNL să dea o palmă PSD-ului, dar cred eu și pentru a intra într-un cerc al puterii juridice, da? Pentru că ești lângă ministră și chiar dacă ministra nu scoate niciun cuvânt, s-ar putea magistrații, eu știu, în subconștientul lor, sau eu știu, poate că se poate, nu-mi dau seama, că nu știu cum se lucrează acolo. Poate că Alin Călinescu o fi negociat și o fi zis, doamna ministră, trec la voi, candidez, dar cu condiția să-i pui o vorbă bună lui, cum a zis aici, că a zis cineva, că e tătucul meu Georgescu. Nu știu dacă e așa, deci încă atât. Bun. S-ar putea, deci, ca locuitorii, alegătorii din Mioveni să-și dea seama de faptul că s-a făcut o mânărie de un politicianism grețos, s-ar putea zică ei, nu zic eu. Dom'le, e grețoasă treaba, adică cum trece băiatul ăla, cum se exprimă în primul rând Georgescu împotriva partidului său. Acum să știți că am studiat dosarul ăsta politic, nu ăla juridic, că pe ăla nu l-am dat de mână. Ion Georgescu a mai vrut odată să, prin 2016, să candideze ca independent sau cel puțin așa a zis în presă. A zis, nu știu, la jurnalul de Argeș sau nu știu unde, mi-aduc eu aminte că a zis, domnule, s-ar putea, dacă mă supăr, să candidez independent. Să nu se mire, deci, dacă tu în 2016 ai zis că vei candida, s-ar putea să-i lași din brațe pe PSD-iști, acum te super că te-au lăsat ei când ai dosar penal. Nu știu, domnule, că eu am o mare simpatie față de domnul Ion Georgescu și înțeleg suferința. Nu știu ce a fost în mintea lui când s-a jucat cu banii. Că să-i ia, că să-i dea, că împrumut, că în sfârșit nu e bine. Nu, cinstit vorbind, nu. Nu știu cum, în sfârșit. Așadar, s-ar putea întâmpla ca alegătorii să-și dea seama de mânărie. Să vadă
că băiatul Călinescu, în afară de festivalul ăla, nu prea are ce spune, iar cineva din echipa lui, care a fost mai de mult în echipa lui Ion Giurgescu, să aibă ce spune. Să-l laude pe Giurgescu, să-l laude pe SD. Și să fie discursul, discursul acesta PSD-ist să izvorască tot din Ion Giurgescu, fără voia lui Ion Giurgescu, și să fie mai limpede. Și să-l și încurce pe Ion Giurgescu. Pentru că va fi penibil și pentru Giurgescu să iasă cumva pe Facebook să zică votați PNL-ul. Când PSD-iștii zic, bă, bravo, iar PNL-iștii zic, băi, n-ai prea făcut mare lucru. Încurcată chestiune. Să știți că eu cred că totul se rezolvă în felul următor. Cine va putea să, dacă se vor limpezi apele, dacă nu e ca și cum ai dat cu zarul la alegeri. Dacă cel care va fi candidatul PSD va avea un discurs clar de continuitate, va spune, domnule, a pățit-o domnul Ion Giurgescu, nu știm să se pronunțe justiția, noi ne asumăm toate realizările lui Giurgescu, pentru că noi suntem PSD. Noi suntem PSD. Nu au cum, n-are cum Alin, băiatul ăsta, să-și asume, să zic el. Eu nu-i zic băiatul ăsta. N-are cum să-și asume realizările lui Giurgescu. Noi, PSD-ul, ne asumăm realizările lui Giurgescu, ca și e normal, da? Dacă și le asumă Alin și le asumă pe persoană fizică, nu din punct de vedere politic. Asta să facă, dacă face așa, s-ar putea să aibă un avantaj. Și de asemenea este important și cum, mă rog, se va descurca, ce va zice Alin Călinescu în campanie, cine va băga mai mulți bani acolo, că trebuie făcut o campanie serioasă, cine va fi mai harnic și așa mai departe. E o șaradă. Veți spune, domne, nu încheia înregistrarea și spune-ne ce crezi că se va întâmpla. O spun, dar cu foarte multă precauție. Nu că mi-ar fi teamă, că vă dați seama. Dar eu niciodată n-am făcut pe profetul, pe prorocul, ce am spus, ce am gândit că se va întâmpla. În mod normal, Alin Pavelescu, deși la ora asta cred că e ca, cum să zic, ca un om, da, drogat de întâmplarea care s-a petrecut, da, în urmă cu vreo două zile, bet, mai bine zis, nu drogat, de entuziasm, o să-și piardă din entuziasm, că nu pare, deci să conduci un oraș ca Mioveni după Ion Giurgescu la 36 de ani, sincer, mergem noi pe ideea că tineretul face drege, dar pare cam mult. Dacă celălalt candidat este un om matur, cu un curriculum administrativ în spate, părerea mea că îl bate pe Alin Călinescu. Cred că în felul acesta se va rezolva șarada. Sigur că până la sfârșitul campaniei, chiar și după campanie, pe subiectul șaradei de la Mioveni, vom mai vorbi. Ne revedem. La revedere.